Bună! Ești bine? Da, sunt bine. Deci, trebuie să-ți spun ceva. Ok, deci... Oh, okay. Mamă, ce entuziasmată ești! Da. Ești ok? Sunt bine, sunt bine! Dar promis să nu spui nimănui și să nu râzi. Normal, ce ai? Da. Ok. Mi-am dat seama. Gâmpla pe tine. Știu că e așteptat. Nu știu cum să explic asta, dar mi-am dat seama că îmi plac fetele. E sigură? Da, sunt sigură! Ok. Și cum ți-ai dat seama? Pur și simplu, mă simt atrasă de fete. Am înțeles. Da, promis să nu spui nimănui, da? Adică da, normal. Nu spui. Nu, da? Nu, Doamne, stai liniștită. Deja fericită. Ok, hai, mă duc la baie, da? Hai, da. Prinți-vă un pic, am ceva maxim să vă spun. Nici nu o să vă vină să credeți. Am vorbit cu Ana la baie. Așa. Și? Hai odată. Cred că mai bine nu vă mai zic. Nu pot să hai, ne lași să nu spune. Hai, spune-ne, Irina. Nu poți să ne lași așa. Nu poți să încep și să nu mai continui. Da. Dacă păi, tot ai început, nu avem tot timpul. Spune-ne odată. Hai, Irina. Bine. Mi-a zis că îi plac fetele. Ce? Ce? Ce, mă? Avem o colegă, este Bianca. Ea nu e fată, cum se-i placă fetele. De unde știi? Mi-a zis mai devreme la baie. E sigură? Da. Cred că își bate joc de tine, nu? Și îi face de cineva din clasă. N-am vorbit despre asta. Vreau să întrebi. Eu n-aș crede. Poate face asta pentru atenție. Da, exact, așa fac ăștia, vor atenție. Părea sinceră, să știți. Lasă că aflăm acum. O așteptăm. Ce ciudată. Dacă e sinceră, e scârbos. Nu să stai cu noi, hai. Ia să stau, vine aici. Foarte bine că ai zis. Și ce să facem, adică... Nu știu, pur și simplu nu mai vorbim cu ea. Nu, eu zic să facem mișto de ea. Ce mișto? Hai să o ducem la normal. Doamne ferește. Stați, nu știți că o facem, noi să-i placă băieții. Vă dați seama când o să vină înapoi în clasă. O să fie așa ciudat. Am o idee. Hai să-i scriem ceva în caiet. Da. Dă-mi un pic. Nu cred că e cea mai bună idee. Tu ne-ai spus secretul ei și totul nu vrei? Nu ți se pare că e o ciudată? Bine, fie. Hai, scrie. Tu îi scrii, că tu ai venit și ne-ai spus secretul ei. Exact. Ia. Nu știu ce să zic. Hai, scrie. Nu mă vine scris voi. Scrie odată. Dacă nu o faci tu, o facem noi. Oricum nu o să știe cine a scris. Doamne, ce mă iubezi. O să scriu eu. Ok. Ce să scriu? Scrie lesbianco. Și atât? Stai că mă mai gândesc, da. Scrie aia. Scrie lesbianco, o sari din ea. Ce adevărat? Bună. Mamă, cred că vine. Ce e? De ce vă uitați așa la mine? Nu, cine se uită la tine? Nu ești tu centrul atenției. Da, exact, nu-i totul despre tine. Doar dacă nu ai tu ceva să ne spui. Nu, n-am nimic să vă zic. Sigur? Da, sigur. Nu am avut același lucru. Ne-a șoptit o păsărică că ție-ți cam plac fetele, a? Cine e? Așa e. E adevărat? Nu e adevărat. Te rog să-mi spui că nu te-ai îndrăgostit de una dintre noi. Dezgustător! Le-ai spus? Trebuia să le spun, nu mi se pare normal. Ai promis că nu le spui. He, nu asta e problema. Da, exact. Mai bine că ne-a spus, ca să știm și noi cum ești. O să ne ferim de tine de acum. Tu crezi că ar trebui să știm și noi că avem o colegă ca tine? Nu e treaba voastră. E o boală psihică, să știi. E scârbos. Îți dai seama ce să zică cei din jurul tău? Nu o să te mai accepte nimeni. O să afli toată școala. Gândește-te la asta. Și profesorii. Și nu o să mai ai niciun prieten. Nu e treaba asta. Eu zic să taci în momentul ăsta. Da, exact.
De ce stați la banca mea? Noi stăm în clasă. Te crezi mai șmecher că îți plac fetele sau cum? Și nu trebuia să aflați asta. Se afla oricum, stai liniștită. Da, las, că te faci unde îți placă băieții. Ești tu nesimțit. Ești tu o ciudată. Marș. De ce nu mori? Faci un bine societății. E o boală psihică, să știi. E scârbos. De ce nu mor? Faci un bine societății. Bună! Ești bine? Da, sunt bine. Deci, trebuie să-ți spun ceva. Ok, deci... Oh, okay. Mamă, ce entuziasmată ești! Da. Ești ok? Sunt bine, sunt bine! Dar promis să nu spui nimănui și să nu râzi. Normal, ce ai? Da? Da. Ok. Mi-am dat seama că-mi plac pe tine. Știu că e așteptat. Nu știu cum să explic asta, dar mi-am dat seama că îmi plac fetele. E sigură? Da, sunt sigură! Ok. Și cum ți-ai dat seama? Pur și simplu, mă simt atrasă de fete. Am înțeles. Da, promis să nu spui nimănui, da? Adică da, normal. Nu spui. Nu, da? Nu, Doamne, stai liniștită. Deja de recita. Ok, hai, mă duc la voi, da? Hai, da. Dar nu și mie, că înainte nu era așa. Adică nu știu ce vrea să scoată în evidență. Și grupurile prietene. Auziți? Am da. Ceva să vă spun și e maxim de tot, n-o să vine să credeți. Ia, ce? Spune. Am vorbit cu Ana la baie. Da. Și... Și? Hai, spune. Ne spui o dată? De ce ne spui? Nu cred că vă mai zic. Spune-o, da. Irina, spune. Irina, spune. Mai bine să încep să nu continui. Nu ne lasă așa, mai o dată. Hai, spune-o, nu avem tot timpul, să spunem imediat. Spune-ne. Bine, hai că vă spun. Păi așa. Mi-a zis că-i plac fetele. Ce? Ce, mă? Pe bune? Da, ți-a zis ea că e ok să spui asta tuturor? Mm. Păi și atunci de ce vine și ai spus-o în clasă? Dar voi de ce vă băgați? Dacă place pe una dintre voi? Și care ar fi problema? Ea e o fată, cum să-i placă fetele? Hai, mă, nu mai fi de homofob. Nu credeam că o să reacționați așa. Mai bine că ne-ai spus, să știm și noi să ne ferim de ea. Mai bine nu i-ați mai judeca pe alții și v-ați de treaba voastră. Știți ceva? Hai să-i scriem ceva în caiet, că poate își revine. Dar un pic. Bă, gata, poveniți și vă că exagerați. Voi cum ați simțit dacă ați fi în locul ei? Vedeți că bine. Ce e? De ce vă uitați așa la mine? Cine se uită la tine? Nu toată lumea se învârte în jurul tău. Dar nici în jurul vostru, lăsați-o în pace. Vrei să ne zici ceva?
Îmi pare rău. Ai spus? Ai promis că nu spui. Ne-a șoptit o păsărică că ți-e scam plac fetele, a? Ce păsărică? Că Irina ne-a zis. Asta nu e treaba voastră. Lasă-i, că nu merită. Te rog să-mi zici că nu te-ai îndrăgostit una dintre noi. Eu. Dezgustător. Băi, dezgustător sunteți voi! Că vă comportați așa cu ea! Chiar nu merită! Dar cine sunteți voi? Avocatele ei? Nu se poate apăra singură? Dar voi altceva mai bun aveți de făcut? Lăsați-o! N-aveți niciun drept să vă luați de ea! Să știți că e o boală psihică! Aoleu, informează-te întâi și după aia comentează! Din 73 nu mai e considerată boală psihică, dar aparent tu trăiești în trecut! Și va, hai gata, dacă îi plac fetele, treaba ei! Da, și nu e singura, să știi! Ești ok? Da, sunt bine. Mulțumesc!